Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Primăriile din țara noastră au o mulțime de probleme. Nu vorbim de București, că în București deja toate problemele sunt practic Am anticipat că vor fi probleme. Da. La Târgu Jiu, înțeleg că la Târgu Jiu declară război total ciorilor, care au invadat parcul central din oraș. Acolo sunt operele lui Brâncuș. Suntem tot mai mulți în acest război cu păsările. Serios, oraș după oraș. A început Timișoara, nu? Timișoara, da, a fost... Acest mic Hitchcock. Azi în Timișoara, uite, acum în toată țara. Da. Da. Uite că ar trebui să căutăm soundtrack-ul de la filmul Păsările lui Hitchcock. Da, deci primăria din Târgu Jiu a încercat mai multe soluții, nimic n-a funcționat. Puteau să întrebe. Eu sunt în admirația ciorilor. Deci cred că așa cum există o organizare ca să extermine sau să pună pe fugă ciorile, va apărea și o mișcare de rezistență a ciorilor, care apără ciorile. Băi, sunt foarte inteligente. Deci nimic nu reușește să scape de orice fel de metodă pusă la punct împotriva lor. Da, să zic că și tântăleia de porumbei se descurcă și nu știu dacă asta cu inteligența nu-i neapărat. Porumbei nu au fost ținta unor astfel de campanii. Îmi pare rău. S-a dat cu lasere împotriva porumbeilor? Nici. Cel puțin oficial. Nix. Da. Doar Zavce a încercat ceva cu o bufniță de cauciuc. O bufniță. Și n-a mers. Eu tot nu vine să cred că și-a luat bufniță. Da, o am în continuare. Băi, dar nu poți normal, să aduci. Că balcon. Să... Te rog frumos să aduci bufnița de cauciuc. Vin cu bufnița într-o zi? Gata, domnule, vin cu bufnița. Nu, mâine, nu într-o zi. Mâine. Cu bufnița. Așa, facem poză cu ea. Exact, ne pozăm cu bufnița. Doară porumbei la tablou. Deci, inițial, deci au încercat așa. Ia uite cu cine m-am văzut eu azi. Niște boxe prin care se auzeau sunete de împușcături și țipete ale unor păsări de pradă. Deci cu gălăgie. Deci o plăcere să te plimbi prin parcul respectiv, și la liniște, și se aud mitraliere, focuri de armă. Da, uli. Asta tăcerii de pe front. După aia au pus laser, tată. Lasere, înțelegi? Asta e... Așa. Mamă, mă simt ca în parc în Târgu Jiu. Mamă, și-l avea așa ca asta vă zi. Have your father. Le sperie cu lasere. Păi, naiba, n-am mers. Acum, deci n-am mers nici cu lasere. Acum muncitorii dărâmă cuiburile în care ciorile se pregătesc să-și depună ouăle, ceea ce, mă rog, se pare... deja nefericit. Încearcă să le frustreze, știi, că au muncit, da, în van. Da, exact. Le-a lăsat să facă mai întâi cuibuși, da, după aia. L-a... Localnicii din Târgu Jiu sunt furioși, relatează colegii de la știrile Pro TV. Iată ce zice un localnic. Nu vedeți că fac pe noi toată ziua? Trec și eu prin parc și ele fac pe mine. Cum să convine? Nu-mi convine. Să dea cu ele jos, să se ducă pe râuri, pe ape. Să le ia apa, cum e vorba, da. Cum să se ducă pe râuri, pe ape? Ia. Da, gata, am înțeles. Da, poate ascultă cineva radio în parc în Târgu Jiu și mai scăpăm de ele. Da. Zilnic, cel puțin 10 angajați de la salubritate spală aleile și băncile de mizerie făcute de ciori. Uite, asta e o idee bună, să mai menții curățenia în oraș. Uh-huh. Măcar așa, știi? Măcar așa, să spele aleile. Tot să îmbunezi ciorile la ceva. Și mie primăria sectorului 2 să spele geamuri. Da. Iată ce spune un responsabil cu curățenia din parcul, mă rog, din parcurile din Târgu Jiu, domnul Viorel Cârlig. Citez. Această curățenie se face zi de zi. Cetățeanul trece la câteva ore și nu se vede că am făcut. Pentru că în permanență ciorile își fac necesitățile în zonele acestea care sunt de relaxare. Frustrant. Deci, practic, se găinățează. Dezarmant. Atunci când își fac necesitățile. Da. Marcel Romanescu, primarul din Târgu Jiu. Citez. Din păcate, în momentul de față, din ceea ce știu eu, niciunul dintre edilii din țară nu a reușit să câștige acest război. Adevărat. Sper să fiu eu primul care câștigă războiul cu ciorile, măcar în parcul central. Că pe raza municipiului este imposibil. Păi deci, practic, cine câștigă războiul cu păsările, rămâne primar pe viață, vă spun eu. Așa zici? Eu așa cred. Deci dânsul are un obiectiv. E, că o lumea uită. Ofensivă limitată în parcul central. Măcar acolo, dacă ar putea să dețină controlul pe această zonă, în rest, Dumnezeu cu mila, asta e viața, restul municipiului. Și acum, înțeleg că vor să cumpere un laser de mare putere, de 10.000 de euro. Nu cred. Bă, da. Un tun, practic. Da, care e, nu, așa zice, care pe o rază de 2 km
kilometri ar trebui să țină ciorile la distanță. Dar ce vor să le prăjească? Adică cum vor să facă cu laserul? Pe de altă parte, mă gândesc cu lasere de alea mici, că probabil că asta au încercat. La aia mă gândeam și eu, ca pe stadion. Cum... Da, cu lasere de alea. Voi o să le dea în ochi. Uh-huh. Sau ce? Dar ciorile au ochiul mic. E greu să nimerești cu laserul în ochi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.